Comunitatea Îndreptar Digital m-a ajutat să dau un nou sens procesului de predare, învățare, evaluare, utilizând tehnologiile digitale la clasă, antrenând elevii și dând farmec orelor prin aceste aplicații. O reușită a fost organizarea unor activități de programare și robotică și implicarea lor, integrarea lor în programa școlară. Și anume, evenimentul organizat a fost cuprins programarea prin Scratch, în cadrul căreia ne-am familiarizat cu emoțiile de bază. Iar evenimentul de robotică a cuprins familiarizarea cu poveștile, introducând roboței Bit și Evo ca personaje în poveștile studiate. Cea mai mare provocare a fost să organizez două evenimente Meet and Code într-o singură săptămână, să integrez o comunitate de copii de la Asociația Copiii de Cristal cu tulburări din spectru autist și să am și invitați la cel de-al doilea eveniment, Labirintul Poveștilor cu ozoboții Bit și Evo, tocmai din partea echipei organizatoare, inițiatoare Meet and Code, în persoana doamnelor Ana Stamatescu și Adela Beca, cărora le mulțumesc pentru încurajare și suport. Mă simt încrezătoare în forțele mele. Știu că pot să mă autodepășesc și să-mi descoper noi resurse cărora să le dau o notă personală prin celelalte abilități pe care le posed și doresc să le dezvolt copiilor. Competențele digitale ajută pe elevii mei să gândească logic, să își structureze pașii în rezolvarea problemelor, să devină din consumator de programe în creator de programe și să lucreze în echipă motivați de sarcinile date. Folosirea tehnologiei sprijină elevii mei, în primul rând, prin creșterea motivației pentru învățare. Ei își doresc foarte mult să repete aceste experiențe digitale, le așteaptă ca pe o pâine caldă și le descoperă punctele slabe, punctele forte, îi ajută să se pregătească pentru meseriile viitorului, dezvoltându-și competențele digitale. Când folosesc resursele digitale, elevii mei se simt pregătiți pentru încercările viitorului. Știu că vor avea nevoie de aceste competențe, că fără ele nu se vor descurca în meseria pe care și-o vor alege și sunt mai încrezători și doresc să se autodepășească. Aș recomanda oricărui învățător să folosească resursele digitale, deoarece aduc motivare în învățare, bucurie, entuziasm, provocare, descoperire de noi soluții. Îndreptar digital, într-un cuvânt, provocare.